Cu foarte mult timp în urmă, creatorul spunea: de aceea va lăsa omul pe tata, pe mama, se va lipi de soția lui și cei doi vor deveni una. Și uite că după mii de ani încă sunt tineri care cred lucrul acesta și cred că este bun. Așa se pare că au crezut și Andrei și Hanelore. Mulțumesc că ați venit la noi în emisiune, v-ați făcut timp. Sper să nu vă pare rău că ați venit, așa. De ce ați venit? Pentru că am fost invitați. A, mi se pare un răspuns foarte, pentru că ați fost, știți cumva ce vă așteaptă sau... Nu. Nu, nici eu, dar o să fie o chestie faină, da. Asta, oamenii, deci asta vă garantez că oamenii care n-au fost în emisiune aici, ei cred că astea sunt glume, știi, că noi vrem să facem niște glume la început și ei bănuiesc că noi am stat la început, am discutat ce să întrebăm, ce să nu întrebăm, știi. Vă dați seama cam care e diferența între ce gândesc ei și realitate. Dar o să fie chiar, o să fie chiar bine. Căsătoriți de cât timp? 5 ani. 5 ani. Peste 3 săptămâni. Da, lasă așa cum zice nevastă, deci nu. Da, nu, 5. Deci lasă, dacă ea zice 5 ani peste 3 săptămâni, lasă așa că e mai bine așa, da? Cum au fost cei 5 ani? Nu trebuie să te uiți la el aici, deci... Că acum, da, pentru mine întrebarea sau pentru el? Pentru tine, da, așa că... Am zis că dacă tu ai emoții mai mari, să terminăm cu emoțiile tale și apoi cu al lui. Primii 3 ani au fost mai grei, pentru că am avut de terminat facultățile și studiile și tot ce am avut planificat, să zic. După care ne-am mai relaxat puțin, dar a venit un bebeluș. Și v-ați relaxat mai mult. Ne-au relaxat mai mult. Dar au fost frumoși. Am călătorit mult împreună până să vină bebelușul și am tot ce făceam, făceam împreună și... Păi acum și bebelușul l-ați făcut împreună. Da. Dacă, ok. Intră tot la lucruri împreună. Dar am avut timp să ne cunoaștem, asta vreau să spun, înainte să vină bebele. Bun, stați că voi m-ați dat un pic peste cap, deci... Prima chestie, ziceți că a fost mai greu cu școlile. Păi acum când bătrâni ca mine încearcă să le spună la doi tineri, băi copii, băgați-vă mințele în cap, e greu și cu școală, cu familie. Voi ce ziceți tinerii necăsătoriți? Lasă mamă, tată, că e piece of cake, le rezolvăm noi pe toate. Acum spui că a fost un pic mai greu totuși, că era și școală și familie. Și a doua chestie, care tu trebuie să-mi dai un răspuns la amândouă, nu e obligatoriu, dar ar fi frumos, că ea zicea: am avut timp 3 ani să ne cunoaștem. Pe ce ați făcut înainte? A fost o perioadă, adică nu pot să zic că a fost o perioadă pentru că noi ne-am cunoscut de foarte mici, de la grădiniță. Opa! Și ce vrea să spună ea, a ne cunoaște, probabil se referă, adică sigur, la faptul că am putut să ne închegăm ca familie. Asta este un lucru foarte important. Am văzut, să zic, unele cupluri care au avut poate copii din primul an sau imediat după nuntă sau... Mai imediat după nuntă și tu, mai las-o la 9-10 luni după nuntă. Așa, am văzut că poate nu au apucat să se rodeze, să zic, sau să intre pe un făgaș așa de familia lor, pentru că dacă vii din două familii diferite... Ceea ce nu se prea întâmplă. Trebuie... Îți trebuie puțin timp ca să te obișnuiești unul cu celălalt și să... Cam... Să construiești principii împreună... Da, cam cât timp este? Acum depinde de la familie la familie, 2, 3, 4 ani. Și încă ne cunoaștem, încă ne obișnim unul cu celălalt, pentru că înainte de căsătorie, și la asta mă refeream, tu vezi ceva în persoana de lângă tine sau... îl iubești, ești îndrăgostit, vezi, sau vrei să vezi numai anumite vezi lucruri. Da. Sau vrea el să-ți descopere doar o anumită parte. Da, sau unele lucruri spui, lasă, că oricum îl schimb eu, astea sunt chestii minore și o rezolvăm. Da. Da? Și de asta, după căsătorie ai de-a face cu întregul. Iei pachetul, da? Da. Da, eu prima carte care am scris-o a fost Visul familiei. Bine, m-am gândit că nu m-am gândit niciodată că voi scrie, după asta, pentru că n-au scris alții, m-am gândit să scriu o singură carte, să aibă 3 capitole pe tema familiei, familia în vis, familia în realitate și familia în amintire, când unul dintre cei doi pleacă. Am început să lucrez la primul capitol și când am ajuns la 200 și de pagini, am zis că e bine să... și atunci a devenit Visul familiei,
De acolo unii râdeau, știi, că râde tot sos, că au avut și Iuga un vis și l-au pus într-o carte, știi? Că le auzi pe parcurs și chiar poți să te amuzezi de ele. Și e surprinzător pentru mine că la lansarea primei cărți, familiști au zis, bun, dar când una pentru noi, adică cu subiecte, nu știu ce. Și după asta m-am gândit eu care să fie a doua carte. Și a doua care credeți că a fost? Show-ul familiei. Visul s-a terminat, începe show-ul. Spectacolul și continuă spectacolul. Da, poate fi frumos. Deci cum e aia cu facultate și familie? Că sunt amândouă cu F. Deci frumos. Da, sună bine aliterația, dar e mai complicat un pic. Ia zi. Noi eram în anul 2, când ne-am căsătorit. Eu la drept, ea la economice și eu mai aveam 2 ani și a un an și apoi și masterul, l-aveam în plan și au fost 3 ani destul de dificili, fiind și la idee, ea trebuia să meargă după servici încă 3-4 ore, 4 zile pe săptămână, deci ne întâlneam la 9 seara, ah, de okay, multe ori. Liniștiți, relaxați, da. Da, după 14-15 ore. Da, și... timpul liber era mai mult pe weekend și acolo, dacă mai eram implicați în anumite activități. Și a fost mai greu, dar după aceea am avut un an mai relaxant. Până dar cine v-a ajutat financiar în perioada respectivă? Am muncit. Ați muncit? Amândoi, da. Asta e fain. Tot cu F, da? Cred că nu poți să-ți dorești să ai o familie dacă aștepți să fii întreținut de cineva. Nu crezi că sunt din ăștia care pot trăi pe spinarea altora? Sunt, cu siguranță, da. Poate o duc și bine unii cine știe. Bun, poate fi și o chestie vis-a-vis de imaginea de sine și ce vrei de la tine, dar dacă n-ai nicio problemă să te țină mama, tata, etc., care e problema? Și dai dovadă de responsabilitate ca familist. Așa, da. Deci a fost anul mai relaxat. Și după ce a venit anul cu Piciu. Și parcă e cel mai... e și cel mai greu, a fost cel mai greu, dar și cel mai plin ca satisfacție, să zic. Așa l-am perceput eu și cred că și soția mea. Și e frumos să știi că... Adică întotdeauna mi-am pus întrebarea ce scop au oamenii care nu au copii niciodată, care trăiesc și îmbătrânesc împreună și nu au niciun copil sau nu pot să aibă sau poate nu își doresc. Și mi-am pus întrebarea pentru cine muncesc sau ce las în urmă, care e următoarea generație, următorul pas, moștenire. În cine investesc. Exact. Și văd că ăsta e un lucru chiar care aduce satisfacție, să... poți să te investești în cineva chiar din... Bine, pentru cei care își doresc copii și nu pot avea copii, situația da, este diferită problemă, da. Și ce am încercat eu să le spun celor care aveau o relație cu Dumnezeu, nu fiți supărați pe Dumnezeu, nu vă considerați familie de mâna a doua, voi sunteți familie și Dumnezeu vă poate folosi într-un mod foarte frumos. Pentru că sunteți, să zic, un caz excepție sau particular, căutați voia lui Dumnezeu și vedeți ce vrea Dumnezeu de la voi. Acum, excepțiile se înmulțesc din fericire sau nefericire, nu știu cum să zic, că le lăsăm în mâna Domnului. Sunt destul de multe familii tinere care își doresc copii și nu pot să aibă, deocamdată cel puțin, da. Și este o frământare. Pentru cei care pot și nu își doresc, e întrebarea ta un pic mai adâncă, știi? Bun, dar un copil, că el a zis că tu o să fii de acord cu el, că a fost anul și greu, dar și cu mari satisfacții. Eu m-am gândit că la greu, sigur, votezi. Care sunt greutățile, nu ni le spune, că nu știu dacă ne încurcăm de ele. Care sunt bucuriile? Păi, în primul rând, noi am fost binecuvântați cu un copil vesel și energic. Chiar dacă este energic și ne consumă și pe noi. Nu mai trebuie să te duci la sală, deci ok. Zâmbește neîncetat și chiar zilele trecute eram obosiți, soțul meu era obosit de la muncă. Zicea, dacă n-ar fi copilul ăsta să ne mai înveselească ziua... Deci cu un zâmbet vă cucerește. Da. Se mai... Asta și e acum bine. Este și la vârsta de un an și un pic când începe să ne copieze și
parcă vedem anumite părți de ale noastre așa ca într-o oglindă. Deja? Da. Deja. Asta cumva ridică semne de exclamare vis-a-vis de responsabilitate? Că ne calcă pe urme? Cam, da. Semne mari. Semne mari, așa. Asta e că n-ai copii deștepți, n-ai? Deci nu... E bine. Bun, dar asta este acum, nu? După 5 ani frumos, cu tare. Cum ați început? Cum ați dat unul de altul? Care n-a oprit la cedează trecerea? Și a intrat în celălalt. Ai, zi-mi chestia. Bun, cu grădinița. Cum e cu grădinița? Deci ați fost la aceeași grădiniță? Da. Da. Și ne-am cunoscut acolo. Deci sunt 20 și mulți de ani. Deci tu o ții minte din grădiniță? Da. Dar ce făcea diferit sau nu făcea de o ții minte? Era special așa în felul ei, nu știu cum să explic, dar cred că mi-a atras atenția, să zic, chiar de atunci. Bine, nu știu că te-ai îndrăgostit atunci. Nu pot să zic lucrul ăsta, că nu mai țin minte sau nu știu, dar știu că am și continuat, adică ca și adolescenți sau tineri ne-am învârtit în aceleași cercuri, să zic, și atunci, și cunoscându-ne de mici, parcă ne cunoșteam de o viață. Că expresia aia, când se căsătoresc doi, poate n-au avut nicio legătură până atunci și au un sentiment de deja avut sau că s-o cunosc. Noi chiar ne-am cunoscut, să zic, de mult. Am fost și prieteni de familie, adică familiile noastre au fost, da, prieteni. Mm-hmm. Oameni credincioși din biserică? Da. Da? Hai, e bine că nu v-au aranjat căsătoria acum, că ei au fost prieteni, au fost altceva, da? Da. Și totuși, când v-ați gândit voi cu seriozitate că ați putea lua în calcul căsătoria? Că multe prietenii din astea așa de apropiate, la orice se gândesc numai la căsătorie, nu? Da, păi aveam 19 ani și ea a intenționat să plece în Belgia și să lucreze acolo. Ea are o soră, soră mai mare, și erau lucrurile, să zic, oarecum aranjate să plece și așa. Și a plecat și după vreo 2-3 luni i-am scris eu și i-am zis că... Te-ai mai rugat ceva între timp și tot acolo? Da, m-am rugat și am știut că ea este și nu e ok să fie la 2000 de kilometri distanță în Belgia. Și am acționat în consecință și... Vino că am eu grijă de tine, da. Păi cum, lași Belgia cu un băiat? Cum să... A meritat, nu? Da. Da, da, da. Da, e bine. Se întreabă cu cine seamănă băiatul că zâmbește, știi? Seamănă după, și cu mine. După un an de relație, apoi ne-am logodit, nu? După un an? Da. Și vara următoare ne-am căsătorit la 21 de ani. Frumos. Ce-a fost special la nunta voastră? Că am încercat simplitatea. Adică să nu atragem atenția sau să am facem... Am încercat să nu investim foarte mult în detalii. În ziua anunții. Am vrut să fie frumoasă nunta, dar nu... Chiar elegantă? A fost elegantă. Mm-hmm. Un pic așa mai vintage. Mm-hmm. Dar nu am vrut să investim foarte mult. Am văzut că să investesc, e la modă să investești foarte mult în muzicanți, în aranjamente, decoruri, lucruri care... Te-a interesat cam cât costă o perdea de flori? Nu. E la modă, da. N-ai vrea să știi. Nu am investit în detaliile acestea și totuși a fost frumos. Deci poate fi frumos și cu un pic de chipzuință la bani? Da. Da. Ați făcut pe banii voștri sau părinților? Pe banii noștri. Pe banii voștri. Și dacă făceați pe a părinților, aveați o altă filozofie de cheltuit banii sau tot la fel? Tot la fel. Adică și dacă vă dădeau părinții milioanele, voi investa toate și țineați banii. Da. Mai bine. Chiar mi se pare o chestie smart, știi? Deci aici m-ați prins pe aceeași felie cu voi. Nu înțeleg destul de multe lucruri la nunți. Cred că nunțile, dacă vorbim de o nuntă creștină, nu ne amestecăm în viața altora, dar poate sunt principii asemănătoare. Sunt chestii în care nu văd nicio logică să bagi banii. Chiar nu văd nicio logică. Închiriez un restaurant care s-a inaugurat în urmă cu o lună, tu ești nunta numărul 3 acolo, probabil e cel mai fain restaurant din oraș, făcut de designer și nu știu ce,
și ție ți se cășunează că vrei pe galben și trebuie să faci toate figurile ca să fie pe galben și bagi 1000 de euro, pentru ce? Am zis, da, dai, domnule, la un băiat din asta 100 de euro că te pune în Hawaii dacă vrei pe galben, știi, în Photoshop și nu, adică fă ceva cu banii ăia, nu știu, du-te undeva, ajută o familie necăjită, măcar știi că odată cu începerea familiei voastre ai binecuvântat pe cineva și ai rămas și tu cu bani și dacă folosești numai jumătate bani, dar fiecare cum doresc. Deci eu cred că poate fi, cred că trebuie o nuntă să fie frumoasă, elegantă, decentă, la capitolul creștin, a spune și un pic spirituală, un pic mai mult, da? Și cred că se pot face, cred că există o frumusețe mare în simplitate. Cred că există o frumusețe mare în simplitate pe care ar trebui să o descoperăm. Deci a fost, ați ieșit pe plus, nu? Da. Da, e bine atunci, da, dacă ați ieșit pe plus. Și am și investit ulterior. E bine, da. Putea și să-i cheltuiți, dar nu era tipul ăla de oameni, știi, să... E... Acum, dacă ați stat de vorbă cu doi tineri care sunt logodiți și s-ar pregăti pentru nuntă, ce le-ați spune? Păi chiar am avut o astfel de situație. Fratele lui s-a căsătorit de curând, în pandemie. Acum, oricum, nunta a fost simplă, pentru că... Și mai simplă. Și circumstanțele au fost așa. Da. Dar le-am spus la fel, să încerce să se concentreze pe lucrurile importante, cu adevărat importante, detaliile care pot fi înlocuite sau unde poți să faci anumite economii. Sunt detalii unde chiar poți să economisești mult, unde nu te gândești, dar poți. Acolo să fie atenți. Și eu, dacă aș mai face nuntă o dată, eu așa am spus, n-aș mai face-o cu 200 de invitați. Bine, am și fost nevoiți, că aveam și rude multe și cunoștințe multe, dar parcă mi-ar plăcea și o nuntă mai restrânsă și mai simplă decât a fost. Da. Văd altfel lucrurile. Acum să vă spun ceva din casa noastră și din casa altora. Noi am avut discuții vis-a-vis de nunți și asta cu copiii pe mai multe subiecte, mergând la nunți, văzând plusuri și minusuri. Când băiatul a hotărât să se căsătorească, o decizie care am luat-o și le-am comunicat-o a fost, e nunta voastră, o faceți cum doriți, cu cine doriți, a sunat extraordinar până la punctul ăsta, pe banii voștri. La care băiatul s-a uitat și a spus, cred că e o chestie cinstită, fair enough, știi? Și bucuria noastră a fost că s-au consultat cu noi. Bine, noi le-am spus ce vom face ca familie, ce putem face. Și mi s-a părut normal să spunem, uite, discutăm în familie și ne spuneți când vă dăm plicul. De dat vi-l dăm, vă spunem și cât vă punem în el. Dacă aveți nevoie înainte de nuntă, vi-l dăm înainte de nuntă. Dacă nu, ziua nunții, pentru noi e egal. Tot am pus banii ăștia deoparte și n-am pus sumă mare, ca să nu vă speriați așa. Să fie numai așa că i-am speriat și apoi le-am acoperit noi nu știu ce. Asta a făcut să nu mai existe discuții de genul, de amestec. Ne-am bucurat că ne-au întrebat multe lucruri, ne-am bucurat că a fost decizia lor. Mulți nu cred că se poate face așa, eu cred că se poate face așa. A ieșit o nuntă frumoasă, elegantă, duhovnicească, deci chiar a fost o atmosferă frumoasă. Și la mulți părinți le spun, cred că ar trebui lăsați copiii. Ar putea fi și un șoc. Pentru noi a fost un moment de bucurie în care ne-am dat seama ca părinți că totuși ce am investit în copii începe să dea roade. Poate era un șoc pentru noi să le dăm libertatea aceasta și să vedem că nimic nu s-a prins de ei. Era șocul nostru, mai bine mai devreme decât mai târziu, deci chiar se poate face așa și ar fi bine. Poate și părinții să învețe că mai vor fi nunți, știi? Și părinții să învețe că nu e nunta lor și că nu trebuie să fie neapărat moșul cu tare și cu tare că trebuie să vină și nici meniul nu trebuie să fie neapărat ce ne place nouă, ci să-l decide tot ei, dar cu o colaborare frumoasă chiar se poate. Dar asta zic eu, nuntașii ar trebui, adică mirii ar trebui să se gândească, Dumnezeu să fie onorat și ei să aibă o nuntă faină, că asta sperăm la fiecare să nu se repete, da, evenimentul. Că ați spus de meniu, iarăși legat de mâncare, mi se pare că este o mare risipă.
Sigur. Și noi am scos un meniu, cred, sau două, un meniu de la nuntă și tot a fost multă mâncare. Noi am discutat și aspectul ăsta. Acum e bine că oamenii nu mă cunosc și nu o să pună nimic în dreptul meu. Un lucru care mă deranjează, nu înseamnă că s-a întâmplat, dar mă deranjează, să vin la nuntă la voi și să-mi dați o mâncare ieftină și cu căruța. Chiar nu mă interesează, pe bune acum, dăm atâta. Eu oricum îmi plic tot aia, îți spun, știi? Deci atunci dăm ceva cât de cât frumos, cu gust și ai salvat și la tine. Pentru că eu m-am dus la multe nunți, am mâncat aperitivul, jumătate din el. Nu știu dacă am mai gustat ceva din alte sau am stricat mâncarea. Voi ați plătit-o, eu oricum nu am folosit-o. Banii ai puteau să vă rămână vouă în buzunar. Eu m-aș duce și pe ideea asta, dar nu știu dacă se poartă. Sunt multe chestii care încep. Deci la noi chiar au fost niște lucruri care au funcționat. M-aș duce, nu știu cum ar suna pentru voi ca tineri. Și acum nu trebuie să țineți voi cont chiar de noi, că ne trebuie sarmale la nuntă, știți? Sarmale mâncăm și luni acasă, dacă, că nu-i nuntă fără sarmale. La ei o fi fost. Dar eu m-aș duce și pe meniu 1, 2 și 3. Eu n-aș fi deranjat deloc. Voi când îmi dați invitația să-mi spuneți meniu 1, așa, meniu 2, vă rugăm confirmați. Și dacă eu îți spun, mie îmi dai doar atât, eu sunt mulțumit cu ce a spus la meniu 1, de ce să vă deranjeze pe voi? Și știi, comanzi 50 din alea, 70 din alea, asta am comandat, eu vin în primul rând pentru voi, pentru bucuria voastră. Din nou, eu nu o să vă dau banii pentru meniu 1. Deci eu știu ce pot să vă dau și ce vreau să vă dau. Și atunci, de ce să plătești tu 100 de euro meniu și eu mănânc de 7 euro? Dăm un meniu de 15 euro și eu îți scoală super liniștit și eu tot 100 te dau. Ar fi o chestie, dar asta poate țin de multe, știi, și de ceea ce vor. Ne-ați dorit așa să impresionați pe cineva? Să... La nuntă? Da. Nu aveam pe cine să impresionăm. Dacă am impresionat-o pe ea, da? Da. Asta era chestia. Am fost de ajuns. Dar nu, asta mi se pare chiar normal. Știi? Am vrut să fie invitații să se simtă bine, deși știm că să mulțumești pe toată lumea nu poți. Dar cred că majoritatea au fost mulțumiți. Da. La chestia aia cu muzica, ai scumpă, alea scumpă, n-ai băgat și predicator scump. Am înțeles. Da. Apropo de chestia asta, nu știu dacă poate ajută pe cineva, cine știe, cine se uită. De ce te-am întrebat de perdeaua de flori? Deci ai noștri chiar au vrut o nuntă elegantă, ceea ce noi ne-am dorit, am fost de acord cu noi. Și la mâncare, ei la mâncare n-au umblat la bani, au umblat la calitate. Uh-huh. Au spus, cum a zis, reducem așa, dar când au venit și ne-au spus, cam aveți idei ce înseamnă. Mireasa și-a dorit perdea de flori unde să facă poze, nu știu ce. Super, asta îți dorești. Și când au zis cât costă, am zis, mi-a venit o idee, dar decizia lor, am spus, stai un pic, dar noi avem vineri căsătoria, voi aveți vineri căsătoria civilă și sâmbătă aveți căsătoria religioasă. Și ea întreabă pe doamna, dacă îi duci tu florile sau majoritatea florilor, pe cum? Eu zic, la noi e foarte simplu, că la cununia civilă o să vină numai cei care vă iubesc, vă respectă și atâta trebuie să punem una pe WhatsApp. Oameni buni, toți care veniți la cununia civilă, Mirele și Mireasa își doresc un anume tip de flori. Întrebați tot ce vrea la... Păi cum? Zic, de eu m-aș simți onorat decât să știu că ai aruncat florile mele și le-ai dus cu roaba nu știu unde, că ce faci cu ele? Adică n-ai ce să faci, mai ales atunci. Zic că eu m-aș bucura să știu că florile mele, în loc să le arunc, sunt acolo. Nu se supără, nu. Ne-au ascultat, am dat, oamenii au venit cu ce a trebuit. Nu știu ce am mai adăugat, dar prețul a fost dintr-o dată altul la perdeaua de flori. O idee foarte bună. Da, deci adică merită să te gândești. Bun. Deci bine, la voi tinerețea frumoasă, pocăiți a fost dintotdeauna, sau? Am crescut în familii creștine, da, și ne-am pocăiți. Nu știu. Am întors la Domnul, fiecare, eu la 15 ani, cred, și... Da, de la ce? 17. De ce te-ai întors la Domnul, dacă erai acolo, știai versete din Biblie? Nu cred că e de ajuns să crești într-un mediu și să... Ești obișnuit cu versete și cunoști, dar atunci am simțit că e nevoie de mai mult de atât și atunci m-a cercetat Domnul și
am împlinit până la urmă porunca Domnului de a mă boteza și a mărturisi în fața altora. Da, mi se pare normal, m-au vrut să știu. Tu? Eu am realizat după vreo... Ți-a luat un pic mai mult, s-a botezat, te-ai făcut poză la botez. Cred că da. Da, da, da. După vreo 2 sau 3 ani de la botez, mi-am dat seama că... De la botezul ei? De la botezul meu. De la botezul meu, mi-am dat seama că probabil eu nu am știut să zic 100% ce am făcut sau, nu știu cum să explic mai bine ca să fiu înțeles, nu am, adică am pornit un proces la botez și mi-am dat seama de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea și ceea ce încă făcea puțin mai târziu, să zic așa. Și mi-am dat seama că, de fapt, viața de credincios este un proces. Nu e un moment, te-ai botezat și te-ai șters cu prosopul și gata. Bine, Domnul Iisus, suntem gata. Da. Și am fost, de fiecare dată când se apropie sau este, să zic, aniversarea botezului meu, mă gândesc tot mai mult la procesul ăsta și parcă văd că înțeleg mult mai profund ceea ce a făcut Iisus pentru mine și ceea ce trebuie să fac eu, da, ceea ce așteaptă el de la mine. Nu se pare normal asta? Ba da. Adică o maturizare. Eu nu știu de ce câteodată lucrul acesta este atât de complicat pentru alții. Eu așa am văzut că Mântuitorul explică lucrurile foarte simplu. Noi tot vorbim de calea mântuirii, da? O expresie consacrată în lumea evanghelică. Ești pe calea lui Dumnezeu, pe calea mântuirii. Păi după cea mai simplă logică, există o intrare pe cale, există o alergare, un proces, o umblare, cum vrei să zici, pe cale și există o finalitate când ai ieșit de pe cale, da? Acum, finalitatea o să fie când pășim pe malul celălalt în glorie. Intrarea a fost când ne-am împăcat cu Dumnezeu și pe calea lui Dumnezeu. Eu și botezul văd tot pe calea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, eu m-am pocăit, mi-am mărturisit păcatele, m-am lăsat de ele, cred în Hristos, El mă iartă, Duhul Sfânt mă transformă și eu, pentru că sunt copilul lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, botezul, dar nu la boteze ultima. Botezul este unul din pași, da, în ascultare de Dumnezeu. Și asta se întâmplă toată viața și... Este bine, deci ești pe cale acolo, ești pe drumul cel bun. Mi-aș face probleme dacă n-ai pricepe, știi, de an, că... Da, dar se poate întâmpla și asta. Vezi cum scrie în Biblie că voi, care de mulți trebuia să fiți profesori, învățători, sunteți toți cu jucăriile pe la casa Domnului, tractorașe și avioane. Sau nu știu ce acum, probabil drone sau ceva. Da? Ce vă... Ați stat așa un pic să vă gândiți ce vă propuneți pentru copil? Dacă ar fi să-i creionați voi viitor, ar veni Dumnezeu și ar spune, uite, planificați viitorul la copil și eu vă ajut să ajung acolo. Ce ați vrea pentru el? În primul rând, cred că vrem să îi transmitem... Nu știu cum să zic. Vrem să crească cu principiile și valorile cu care am crescut și noi și vrem să cunoască de mic încă ce a făcut Dumnezeu pentru el. Pentru noi a fost și numele lui ales așa special. I-am pus numele Cristian, urmașa lui Hristos și cred că în primul rând asta ne dorim. Și te aștepți într-o zi să te auzi povestind cu el, să-i spui de ce îl cheamă Cristian? Cu siguranță. Sigur. Cu siguranță. A fost singurul nume pe care l-am avut amândoi pe inimă, de băiat. Trebuie să spun din experiența mea de o viață, toți Cristi sunt altfel. Nu mă întreba ce înseamnă asta, dar toți sunt special, dar Cristi sunt mai figuri așa cristiane. Așa, deci... Așa, deci un urmaș, că asta am vrut să întreb, dar mi-a răspuns că te referi să urmeze valorile familiilor voastre sau valorile biblice care le-ați avut și voi în familie. Primul rând, valorile biblice. Corect. Și acum noi ne străduim, dar cât putem să construim și principii și valori sănătoase în familia noastră.
pe care vrem să le transmitem mai departe, dar în primul rând cele biblice. L-ai canalizat în viață înspre ceva, slujbă? Nu, asta am spus că ar fi singurul lucru la care nu, adică singurul, printre lucrurile pe, în care nu m-aș implica. Adică sunt mulți părinți care vor să fie doctori, avocați sau mai știu ce, ingineri sau așa, n-au reușit și și-au proiectat țelul ăsta, scopul ăsta spre copiilor. Și au încercat cu tot, îți plătesc eu medicină, du-te, fă 6 ani și copilul ăla s-o chinui poate 6 ani să facă, poate nu i-a plăcut sau renunțat în anul 5, dau un exemplu. Și cred că, adică ceea ce ne dorim noi este să, ca de mic, să încercăm să-i descoperim înclinațiile lui. Poate noi vrem să-l facem matematician și el e pe arte sau domenii total care aproape se exclud, ca să nu zic că nu au multe lucruri în comun. Și cred că e important să, adică asta ne dorim, să vedem spre ce a tras el și să încercăm să-i canalizăm energia într-o direcție bună și poate să cuprindă chiar domeniul respectiv. Mai mult, nu știu ce aș putea face. Luați în calcul faptul că s-ar putea să aibă Dumnezeu un plan special pentru viața lui? Adică o vocație specială? Nu știu, adică mă gândesc dacă noi toți spunem că Dumnezeu este dătătorul vieții, că atunci când vin copiii, cel puțin vorbim despre familii creștine, în ascultare de Dumnezeu, copilul nu este un accident, ci este în planul lui Dumnezeu. Logic ar trebui ca Dumnezeu să aibă și un plan pentru copilul acesta. Unde v-ați vrea să vă găsiți, să vă regăsiți ca părinți, folosiți de Dumnezeu în împlinirea planului său sau sabotând planul lui Dumnezeu? Să ne lăsăm folosiți, asta este clar. Și asta, da, asta ne și rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm unde trebuie să lucrăm, cum trebuie, cum putem noi să modelăm caracterul lui sau cu ce putem să contribuim ca să împlinim voia Domnului. Îți aduce aminte de Manoah? Îți spune ceva numele Manoah? Da. Știi ce rugăciune a făcut el? Când trimisul lui Dumnezeu i-a spus soției lui că va rămâne însărcinată, va avea un copil și nu știu ce, și soția se duce și îi spune soțului și el zice să mai vin odată trimisul lui Dumnezeu să ne spună ce să facem copilul ăsta. Interesantă rugăciune. Da. Și i-a fost împlinită. Oare, stau și mă gândesc, oare câte familii astăzi chiar își doresc, se bucură că Dumnezeu le-a dăruit un copil sănătos, este toate alte. Câte familii chiar își doresc să știe dacă Dumnezeu are un anume plan pentru copilul respectiv și să spună, am vrea să ne vedem colucrători cu tine, să contribuim. Nu e chiar ușor. Vă mai doriți vreun copil sau nu? Da. Da? Da. Băiat, fată? Ne dorim o fetiță. Am vrea să avem să dea bine în poză, da, da, înțeleg. Orice în masă, sănătoasă să fie. Să fie cineva să stea și lângă mine în bucătărie. Da, de ce l-ai exclus deja? Asta îmi spune și el, că poate are înclinații. Masterchefii sunt. Da, deci s-ar putea să ai o fetiță, să fie toată ziua cu tata, nu știu, să o vezi cu vazelină până la coate, cu motociclete, Doamne, nu fai așa, dar cine știe, da? Și el să vină tot acolo, știi, să zică, lasă mama, că învârt eu pe aici, că știu. Noi ne rugăm, da, ne-am dorit și o fetiță, dar ne care, rugăm... Da, sigur. Nu, acum suntem la capitolul fițe, dacă da. Dacă dorește să ne dea un băiat, să ne dea băiat. Ne-am dorit ca să mai existe un membru în familie sau Cristian să mai aibă pe cineva, să învețe să fie darnic, să nu fie egoist, să nu vrea totul pentru el. Dar ce, voi sunteți careva singuri în familie? Nu. Nu. Deci, ați auzit și voi de la alții, da. Așa. Am vrut să zic ceva? Spune da, da, să fie darnic, să nu fie egoist. Te-am întrerupt eu, scuze. Da. Să aibă cu cine să se certe. Că
pare un copil care e foarte sociabil și care caută atenție și atunci îl crește singur și îl crește răsfățat sau mai da lui totul, cred că e o idee doar cu cei de pe foarte stradă, bună. Da. Da. Și am vrut să revin la dorințe, dacă noi ca și părinți avem multe dorințe și de multe ori, eu asta am înțeles în primul an după ce am născut, avem, parcă ne dorim copiii pentru noi sau o dorință pentru noi, parcă ne-ar aduce nouă împlinire că avem un copil. Dar am înțeles că e o responsabilitate mult mai mare și că eu trebuie să mă investesc în acest copil și la urmă se vor vedea rezultate și nu-mi doresc eu copilul acesta pentru mine și ar trebui să mi-l doresc ca să pot să contribui cu ceva măreț la dezvoltarea lui, să se vadă ceva în urma mea. Apropo de mâna care a scris pe zid, știi? Mâna care a scris pe zid. Câteodată e bine să citești și pe pereți, dacă mai scrie ceva. Oricum o să scrie copiii. Vă recomand de pe acum să vă gândiți la un perete unde el să-și arate talentul, dar să știe că doar peretele ăla e pentru el și acolo să mâzgălească în o altă parte sau să facă capul de o pere, niciodată nu știe. Dar când eram și eu mai tânăr, obișnuiam să mai trec din când în când pe la clasele de copii, măcar să-i salut pe copii sau pe învățătorii de copii, să vadă că știm măcar de existența lor. Și cu foarte mult timp în urmă, nu i-am întrebat niciodată dacă le-a trecut lor prin minte, dacă au citit undeva, dar când am intrat într-o sală la o grupă de copii, pe un perete era scris ceva de genul: ai noștri pentru o vreme, ai Domnului pentru totdeauna. Ce am înțeles eu, că pentru ei era, da, acum suntem grupa de la atât la atât. Deci e clar, copiii vor sta la noi 2-3 ani și se duc la grupa următoare. Asta bănesc era interpretarea lor. Interpretarea mea părintească este la fel, ai noștri pentru o perioadă. Nu știm cât, da, și apoi zboară, așa. Ai Domnului pentru totdeauna. Spuneți-mi, cu ce v-a ajutat biserica? Totuși, de mici în biserică, dacă ați spune așa, câteva lucruri cu care v-au ajutat pe voi biserica? Cred că, în primul rând, că ne-a ajutat în direcția disciplinei. Te-o tras frații de urechi sau ce? Nu, în direcția disciplinei spirituale mă refer, adică a face parte dintr-o biserică, bine, asta și după ce ești membru, poate și anumite îndatoriri sau te implici în anumite lucrări, dar și până atunci văzând pe ceilalți, pentru că ești o comunitate, poți să citești lucrurile astea, vezi că poți să ai locul tău undeva. Și atunci lucrul ăsta te responsabilizează, faptul că tu ai participat, poți să slujești în X lucrare și poți să-ți aduci aportul la chinarea de congregație. Și atunci, practic, tu știi că ți s-a încredințat ceva. Asta în primul rând, apoi, în al doilea rând, și cred că ăsta e un lucru foarte important și mi-aș dori să putem să-l dăm mai departe copilului nostru, față de restul lumii, față de majoritatea oamenilor care trăiesc pe pământul ăsta, cei care fac parte din Biserica lui Hristos, și mă refer acum și la copii aparținători, au altă viziune despre lume și despre viață. Pur și simplu vezi lumea nu prin ceea ce spune profesorul de geografie, prin evoluționism poate, sau că pământul a fost acum nu știu câte milioane de ani. E adevărat că Biblia îți deschide orizontul, îți dă o altă perspectivă? Da, vezi lucrurile puțin altfel, mai ales dacă participi și la școală duminicală și apoi în biserică și așa, ești crescut cu o anumită, cu altă viziune de ansamblu. Și nu înghiți așa de ușor anumite chestii? Nu, pentru că la un moment dat ești pus în fața provocărilor de a spune anumite întrebări. Și dacă ești onest cu tine și cauți răspunsurile cele mai cauți răspunsuri la întrebările cele mai profunde, vei vedea că Dumnezeu le are pe acestea. Și atunci chiar discutam cu soția că asta aș vrea să inoculez copilul nostru, lui Cristian,
nu să-i pun pe, să-i bag pe gât. Așa scrie în Biblie, asta spun eu, așa spun eu, că suntem pocăiți, că suntem creștini, când caut o argumentare. Ci să încerc să-i arăt procesul și logica care stă în spatele acțiunilor noastre, deciziilor noastre, de ce suntem ceea ce suntem, de ce facem lucrul ăsta. Nu mergem la biserică pentru că mergem, nu facem asta pentru că doar o face sau că spun eu. Și tocmai asta e o viziune care să te facă să gândești tu, să poți să decizi tu și să... Pentru că sunt mulți oameni care au un răspuns, își pun răspunsuri în viață și după aia își caută argumente ca să le susțină. Și eu vreau procesul să fie cel normal, adică ai argumente puternice ca să răspunzi la problemele cele mai... Crezi că au fost oameni care s-au rugat pentru tine și tu nu știi? Da. Da? Cine știe ce soră în vârstă din biserică când te-au văzut? O să mă rog pentru fetița asta. Pentru... Cu siguranță. Mare lucru, da. Deci biserica te sprijină în rugăciune, în... chiar în anumite responsabilități care ți le oferă, multe alte lucruri. Și dacă nu ți oferă biserica responsabilități, ai putea să te implici în ceva? Da. Fiecare, consider că fiecare ar putea să se implice cu ceva cât de mărunt. Pentru că și curățenia din biserică este o slujire și o implicare. Chiar, adică și ceea ce nu se vede neapărat la programul de duminică. Acum curățenia se vede. Nu se vede fizic sau da, nu, da, nu contribuie în față sau și de multe ori acele lucruri mărunte contează foarte mult. Un zâmbet la ușă sau o încurajare pentru cei care intră. Da, bun, există, vezi, aici un debate cât plătești pe cineva ca să-ți facă profi și cât te duci pe voluntariat. Faptul că te plătesc pentru ceva nu-ți mai oferă scuze. Acolo mă pot, hai să iau partea asta cu tehnica, da, sau sonorizarea din biserică, sau video, audio, știi? Deci dacă eu ca biserică aș plăti un om pentru așa ceva, în mintea mea nu există că a întârziat, că nu merge microfonul, că nu e bună conexiunea, adică nici nu stau să-l ascult. Dom'le, pentru asta te plătesc, mie serviciu trebuie să-mi fie fără nicio problemă. Dacă este voluntar și el îmi întârzi un pic, eu trebuie să încep cântarea, da? Și el vine cu ochii cât cepele, știi? Și îmi spune, frate, m-am culcat la ora 4 dimineața, adică ideea este, păi eu zic, trebuie să zic aleluia și mulțumesc frumos că ai ajuns la 9:30. Deci, pe de o parte, chestia cu plătitul și profi o votează unii, cu voluntariatul alții, pe care ați alege-o? Eu cred că ține și de seriozitatea persoanei. Noi așa suntem obișnuiți și acestea sunt așteptările noastre dacă lucrăm cu cineva într-o lucrare sau mai avem alte persoane care fac ceva împreună cu noi în proiect. Am așteptări ca să fie serioase și dacă și-au luat un angajament să îl ducă la capăt cu seriozitate. Pentru că până la urmă dacă plătești un om să facă ceva, îl face pentru că e plătit. Dar asta nu înseamnă că îi și aduce satisfacție sau că o face cu o inimă bună sau că o face pentru Domnul. Poate să o facă și numai pentru că este plătit. Și cred că într-o biserică... Și ai aceleași așteptări și de la tine? Da. Mi se pare cinstit. Deci dacă ai așteptări și de la tine ca aceleași ca de la mine, atunci mi se pare normal. Deci voluntariatul chiar îți poate aduce o anumită bucurie, o anumită satisfacție că ești implicat undeva? Da. Ce faci pentru biserica locală? Ce faci pentru împărăție? Le-am separat intenționat. În biserica locală suntem implicați în închinare împreună, într-un grup de laudă și închinare. Am mai avut experiență, adică mai mulți ani în urmă și... Da, cam asta e, să zic așa, ca program, ca... Pentru împărăție încerc să trăiesc și la locul de muncă și acasă cât pot, mai nou și prin intermediul media, pe YouTube fac ceea ce pot să fac și acolo. Ideea este și că... ce poți să faci? Am un canal de YouTube în care prezint anumite teme pe scurt, niște...
clipuri pe diferite teme. Se numește Întrebări Populare și încerc să dau răspuns la niște întrebări populare pe care oamenii le pun pe internet, pe încercând viață. Să prezinți o perspectivă biblică, exact, sau ceva, da, vis-a-vis de anumite, da, valori? Sau da, da. Încerc să prezint valori, chiar valorile împărăției și am observat că și asta îmi doresc, și personal și ca familie, să fim acolo unde sunt oamenii. Adică dacă oamenii, chiar și creștinii, dacă mulți stau seara pe YouTube, câte 2-3 ore, mai ales tinerii, trebuie să fii și acolo. Dacă sunt, când am fost în facultate, i-am găsit acolo, în facultate, la locul de muncă, colegi și așa mai departe. Deci acum cred că un creștin poate să exploateze, ca să zic așa, mai multe direcții și cred că asta e și de dorit, să fie acolo unde sunt oamenii. Cum sună pentru tine, scuza mea, nu mă pricep la YouTube, deci nu mă implic? Bă, sunt alții care se pricep și te pot ajuta. Deci n-ar fi o scuză, da? Da, nu ar fi, pentru că, na, și sunt, de exemplu, și dacă se zic că este cineva care nu se pricepe la YouTube, sunt chiar tutoriale, cum zice românul, mură în gură, care numai chiar trebuie să știi să apeși pe un click, să zic, click, click, click. Deci, dispunând de resursele foarte mari, fără precedent, pot să zic, până acum, cred că nu mai este nicio problemă. Am văzut și oameni care s-au apucat la 40-50 de ani de anumite lucruri, de blog sau de... și merg bine. Cred că este și o chestie de voință și de disciplină. Dacă încep ceva, trebuie să și... A, și bănuiesc, acum mă gândesc, că dincolo de tutorial și nu știu ce, bănuiesc că dacă am fi 10 de vârsta mea care am vrea să învățăm în biserică, considerând că am putea face ceva pentru împărăție, mergem și discutăm cu unul care face anunțul, exact, și spunem, domnule, anunțați că sunt 5 moșnegi aici care vor o chestie din asta, nu este niciun tânăr care, tot de dragul Domnului, să vină să-și bată capul cu noi, să ne spună ce să facem, ce butoane să apăsăm și poate, da, că învățăm. Am mai învățat noi și altele în viață, nu? Exact. Hai, e bun. Bine, și nu neapărat toată lumea ar trebui să încerce ceva pe YouTube, dar cred că fiecare trebuie să se gândească la ce este bun, la ce se pricepe mai bine și cum poate să folosească asta pentru Domnul sau cum poate să se investească în lucrarea Domnului, prin ceea ce poate el, ce știe el. Bun, dar asta n-ar suna un pic așa extremist? Eu să mă gândesc mereu în viață cum pot folosi ocazia asta, darul ăsta, situația asta pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru slava Domnului. Nu sună un pic așa fanatic sau nu știu? Nu cred că... Adică asta, fanatic, cum să spun, dacă mi-ar fi zis-o un predicator, mă așteptam că, nu, zici un predicator, așa trebuie să zic, că este chiar de asta, e chemat acolo să ne spună, dar o zici tu ca mamă, ca femeie? Sau ai zis, o să mă simt eu bine, sau cum? Nu, dar cred că avem calități din viața obișnuită, calități de la locul de muncă sau calități dobândite în timp, pe care dacă ne-am gândit un pic, am putea să le folosim chiar și în biserică, chiar și spre în slujba Domnului. Păi mi-a venit și mie o idee, că eu când discut cu oameni faini, știi, îmi vin idei. Aveți cumva un grup a mămicilor care mai e cetuit sau nu știu ce, da, mai, da? Și în afară de Pampers, creme, lapte, prafuri, euri, ceuri, nu știu ce, discutați un pic și chestii sufletești. Așa, așa, așa. Aia. Poate că ți-am dat o idee, știi, adică... Au fost ceva proiecte, a fost un proiect, au fost câte două mămici în fiecare lună, că strângeau o sumă de bani și găseau un proiect în care să investească. Deci în fiecare lună anului, asta înseamnă 12 luni, câte două mămici și în acea lună se investea în... Da, știi ce zic eu? Nevoie. Știi ce zic eu? Cel mai ușor e să dai bani. Eu stau și mă întreb, deci nu zic să nu faceți, da, lucrul ăsta, mi se pare absolut normal, dar mă gândesc la o mămică care poate fi azi într-o pasărea, copilul e figură cum e, soțul nu-l mai amestecăm, că nu se amestecă el, adică poate fi un soț din ăsta mai puțin responsabil sau responsabilitatea lui este să fie absent și să le aducă acasă bani sau nu știu ce. Cine se ocupă de sufletul acelei mămici?
Asta poate că ar trebui să ne gândim, da, facem chestia asta pentru ea, hai să încercăm să facem ceva și pentru sufletul ei. Convingerea mea este că altfel ar primi de la tine cuvintele pe care le-a spune eu. Dacă eu mă duc să spun aceleași cuvinte, ea ce o să zic? No, asta e popă, pastor, cum o să-mi zic? E normal că trebuie să-mi spun așa, dar ce pricepe el? Dar dacă o să-i spui tu, fată, nici eu n-am dormit azi noapte, mi-a venit să nu pot da cu el de pereți, am vrut să dau cu bărbatul, dar au fost plecat, adică nu știu care ar fi limbajul vostru, cât puteți fi de sinceri unul cu altul și de ce nu m-am aruncat de la amvon? Bă, de la amvon, auzi, doamne, vezi defect funcțional, de la balcon, da? Să spui, băi, nu știu, am rămas cu o chestie de la părinți sau ceva, eu când nu mai pot sau ceva, mă apuc și vorbesc cu Domnul, mă rog, dar ce înseamnă la mine rugăciune? Că îi spun, verzi, uscate, plâng, cu tare, că s-ar putea pentru unii rugăciunea să fie o chestie din asta, că spune, nu știu să mă rog, nici nu îndrăznesc unde să se roage. Noi avem o problemă, cei crescuți în bisericile, în mediul evanghelic, noi credem că toți sunt ca noi. Și că toți se roagă așa de liber și că toți au îndrăzneală să vină înaintea lui Dumnezeu, mă gândesc acum, hai să zicem o fată, că suntem pe chestia mămici, dacă a crescut cu ideea unui Dumnezeu sfânt care nu tolerează nimic, păi ea când se vede deprimată și cu greșeli, eu cred că ultimul lucru la care se gândește este să mai apară și în fața unui Dumnezeu sfânt să o mai ciomăgească. Și dacă vii și spui, mă, spun eu cum l-am perceput pe Dumnezeu din Scriptură, eu când îți mai la pământ și când îți varză de tot, unde crezi că mă duc? Mă duc în față, s-ar putea, nu știu, o idee, mămici pentru mămici, nu știu. Da, ca să nu rămânem așa, noi, biserica, ce putem face pentru voi? Am înțeles, condiții mai bune la mama și copilul, dar nu e nevoie. Deci pentru familiile tinere. Pentru familii în general și pentru familii tinere în special. Noi... Ca să nu-ți creezi iluzii false, întreb că e drăguț să întreb, să nu crezi că o să și facem, dar măcar să ai bucuria că ai putut să spui. Să nu avem noi scuze că n-am auzit. Cred că în ultimul timp oamenii sunt tot mai distanți, ceea ce am văzut noi. Fiecare familie... se uită în dreptul ei, se izolează, e tot mai greu să treci peste anumite bariere, să te apropii de om, omul nu mai are încredere să aibă relații. Asta e ceea ce am simțit noi, pentru că la un moment dat, după ce am terminat cu facultatea și cu tot ce ne ocupa tot timpul, am simțit o nevoie mare de a avea relații cu alte familii creștine de vârsta noastră, cum ziceați dumneavoastră, să povestim, să avem părtășie. Și asta ne-a lipsit foarte mult. Dar am văzut că este foarte greu să ajungi să ai relații în ziua de astăzi cu familii creștine. De ce? Nu știu, poate că oamenii nici nu-și mai fac timp pentru asta, poate consideră ceva mai puțin important, pentru că, într-adevăr, lucrurile de pe agenda astăzi ne ocupă foarte mult timp și poate spunem că nu este așa de important să... ne întâlnim cu altă familie sau să avem părtășie, dar pentru noi chiar a fost așa, am resimțit o nevoie. Bun, dar acum ca să fim cinstiți, în prima perioadă când ați fost foarte aglomerați, n-ați simțit nevoia? În primul an de căsătorie n-am simțit nevoia. Așa, bun, da. Deci până aici să luăm partea bună că sunt unii care măcar un an de zile e ok, da, că nici noi, da. Dar după asta tot revii acolo. Acum, ce vi se pare normal? Să vină alții înspre voi sau să mergeți voi înspre alții? Cred că din ambele sensuri. Ambele sensuri. Da? Biserica ar putea lucra un pic aici? Poate ar putea organiza ceva întâlniri sau... Deși când sunt întâlniri într-un cadru mare, prea puțin probabil să fie deschidere, să... Poate prea mult formalism sau... Na, trebuie să și plecem oarecum de jos în sus. Relațiile nu neapărat de sus în jos. Bun, dar mă gândesc așa, dacă eu aș avea astea în minte, că le aud de la voi și spun oameni buni, noi sâmbătă, biserica, ce facem? Vă comandăm pizza, lasagna, ce-o fi, că asta putem să facem, e simplu. Vă aducem împreună, dar nu vă cuplăm noi împreună.
Și nici nu să vă ținem noi, ca să avem noi conștiința liniștită că am plătit pizza și n-am plătit-o degeaba și să dăm raportul și la comitet, că noi păstori trebuie să dăm raport, adică pe ce am dat banii dacă nu m-au mâncat pizza, știi? Atunci poate vin eu unul dintre slujitori și spun: oameni buni, așa cum am scris pe WhatsApp sau nu știu ce, ideea care este? Nu știu dacă vă dați seama sau nu, sunteți în etapa sau nu, în etapa în care aveți nevoie de cineva, dar noi am vrea să clădiți niște relații. Dacă nu aveți nevoie de ele, acum e momentul să le începeți, că nu aveți nevoie de ele. Când vă descurcați, găsiți că poate au ceilalți nevoie de voi. Ce să zicem? V-am adus aici, există atâta spațiu, ideea noastră ar fi să vă filmați, să vă uitați unul la alții, să vă plimbați printre... Și dacă Dumnezeu vă sensibilizează sau puneți ochii pe o altă familie, luați-vă masa voastră, povestiți, vedeți dacă de la sarmalele astea, că trebuie să vă dăm și sarmale, nu, ca să iasă bine, că îi place lui sora să le facă, aia în vârstă, și ea dacă nu le face, nu mai are slujbă pentru Domnul. Și nu, ne place să le mâncăm, da? Vedeți dacă de la sarmalele astea nu puteți clădi ceva pentru viitor. Ar fi ok? Adică nu vă forțăm deloc, vă oferim un cadru. E o idee. Da, poate fi, da. Da, să vedem. Acum că se leagă ceva. Oricum e mai mult decât nimic, știi? Încercăm. Iese, nu iese, da. Bun, deci, nu că mă gândeam că vouă vă place să slujiți în biserică, voi ajutați biserica, până la urmă voi sunteți biserica, știi? Asta este ideea, că noi suntem biserica și va trebui să facem. Voi ați avea îndrăzneală să mergeți cu idei la conducerea bisericii? Depinde și de idei. Și de idei. Păi, cum depinde, zicem că folositoare, da, folositoare, da. Dacă și asta e o variantă, știi, să mă duc eu cu idei, când spun eu conducerea bisericii, să merg eu cu idei înspre voi, s-ar putea noi prinși cu morții și cu vii și cu... Că nu spunem noi la oameni cam tot ce este pe agenda noastră. Pe de o parte, agenda slujitorului poate fi foarte simplă, că doar voi vă uitați la ce vedeți. Și acum, cum să dau eu raportul în fața bisericii, că am fost și am stat 4 ceasuri de vorbă cu voi, că era să vă luați de gât. Și să vă spun că după primele 4 ceasuri mi-am dat seama că dacă Dumnezeu nu face o minune, nu v-am putut ajuta cu nimic. Deci, teoretic, am pierdut 4 ceasuri, n-am unde le trece. Deci n-am unde le trece în fișa postului, că țin la voi, nu la fișa postului, da? Dacă mai nimerez doi ca voi, dacă mă mai duc de 2 ori la voi și de celelalte, atunci oamenii ce spun? Au venit și ăsta, nu am ieșit duminică cu 2 vorbe și încă vrea și salarul mare. Deci câteodată suntem prinși cu multe lucruri, nu ca o scuză, poate fi așa. Și poate cu niște necazuri, nici nu mai mă gândesc la voi. Și dacă vă văd și că zâmbiți, mai cântați în grupul de închinare, eu zic că sunteți și mai fericiți oameni de pe fața pământului. Vă și invidiez. Și-o fi în sufletul vostru, Iisus știe, știi? Și atunci mă întreb, dacă toți suntem într-o familie, de ce n-ați îndrăznit voi să veniți cu o idee? Deci, surat, uite, noi ne-am gândit, nu știu. Poate chiar să ai curaj, de asta trebuie un pic de curaj. La vârsta voastră, nu, mai trebuie să lucrați un pic. Să spui, nu știu dacă pentru alții e nevoie, nouă ne-ar prinde bine. Dar ne gândim la asta. E bine. Mă bucur că sunteți implicați. Sperăm să vină și fetița. După câți băieți, nu știu. Că și aici am văzut că Dumnezeu are planurile lui, știi? Asta deja e ce am văzut eu la unii. Când își doresc ceva, mai ales când își doresc neapărat ceva, atunci dacă Domnul vrea să-ți dea echipă de fotbal, știi? Îți dă băiat, băiat, băiat și după 11 și rezerva, îți dă și fata, știi, ca să fie acolo. Deci nu ne spărăm, nici dacă va fi băiat. Nu, orice nu. Va fi... Da, dar nu vreți 11, am înțeles, da? Deci deja s-a zice, frate, orice al doilea, dar să nu fie până la 11, da? Bun, asta este viața reală, viața de biserică și viața de familie. Noi cam așa ne-am dorit să fie fără frământări sau fără frământări majore. Dumnezeu are surprizele lui și nu totdeauna sunt plăcute. E bine că totdeauna sunt în controlul lui. Sunt lucruri pe care nu le pricepem pe moment, dar dacă rămânem ascultare, vom avea răbdare să culegem rodul acela frumos pe care Dumnezeu l-a prevăzut și l-a planificat.
Ceea ce încercăm să vă spunem întotdeauna este că oricine am fi, în orice etapă a vieții am fi, orice planuri am avea, fără Dumnezeu viața nu are cel mai frumos gust, iar veșnicia chiar are un gust amar. Așa că rugămintea noastră este, uitându-vă la noi, încercând să învățați anumite lucruri, să nu vă gândiți cum să ne criticați, că avem noi destule pe cap și mai trebuie chiar să ne criticați și voi. Dacă ne-ați ajutat puțin, sigur, ne-am bucurat, dar suntem la o vârstă, ei nu, dar eu sunt la o vârstă în care, dacă ați vrea să mă ajutați, ar fi foarte important cu ce atitudine veniți înspre mine. Dacă ar fi o atitudine înțeleaptă, de iubire, o mână întinsă din dragoste, chiar mi-ar prinde bine. Bănuiesc că așa v-ar prinde bine și vouă, dar n-am vrut să vă bag pe voi acolo, am luat-o asupra mea. Deci dacă prin seara aceasta Dumnezeu v-a binecuvântat și dacă prin frații noștri Dumnezeu v-a binecuvântat, binecuvântați-le și voi pe El. Sper să nu fie doar o seară în care v-ați uitat la noi și ați mai cunoscut o familie, ceea ce este important, ci să mulțumiți lui Dumnezeu pentru anumite lucruri pe care El vi le-a readus aminte, reașezăm prioritățile frumoase în viața noastră de familie și da, dacă putem să facem ceva mai mult pentru biserica locală, pentru împărăția lui Dumnezeu, de ce nu? Hristos a făcut atât de mult pentru noi, noi spunem că Dumnezeu a dăruit totul, de ce n-am putea dărui și noi un pic mai mult și poate cu mai multă sinceritate și mai multă bucurie decât am făcut-o până acum. Dacă unii nu prea aveți tangență cu biserica și v-ați rătăcit cumva aici, ne vedeți, chiar nu v-ați rătăcit, este bine, nu o să vă spunem noi la ce biserică să vă duceți, pentru că noi o să vă spunem și o să vă rugăm să deschideți Biblia, să-L căutați sincer pe Dumnezeu, să vorbiți cu Dumnezeu din sufletul vostru foarte sincer, să spuneți bucurii și necazuri, credeți-mă, oricum El le știe, doar apreciază să vă auziți voi spunându-le. Găsiți o biserică care chiar să vă ajute. Sunt oameni al lui Dumnezeu, nimeni nu este perfect, dar sunt oameni al lui Dumnezeu, sunt comunități creștine care, cărora le pasă de voi, care poate se roagă pentru voi și nici nu știți, care vă pot ajuta, nu știu, cu un sfat sau un alt domeniu și noi asta sperăm și ne rugăm lui Dumnezeu ca oamenii care se apropie de biserică să nu găsească doar biserica, ci să-L găsească pe Dumnezeu acolo și acolo să găsească adevărata bucurie, adevărata comoară pentru viață și pentru veșnicie. Mulțumesc încă o dată pentru timpul vostru. Mulțumesc. Mulțumesc că ne-ați ascultat și continuați să vă rugați pentru ei, pentru noi și pentru voi, că toți avem nevoie de har. Și încă avem dreptul să vorbim de un tron dumnezeiesc al Harului. Înaintea tronului de judecată, încă este tronul Harului, a milei, a îndurării. Sună urât, dar asta suntem noi oameni, niște profitori, să profităm cât mai mult de bunătatea lui Dumnezeu.